Avem aici un super match împotriva celor de la Liverpool pentru FA Community Shield. Salutare, prieteni, bine v-am găsit aici la un nou episod mirobolant aici cu Arsenal. Desigur, continuăm reconstrucția acestei echipe din Premier League și, doamne, când m-am uitat aici ce transferuri s-au făcut. Chiar sunt curios acolo la final, la ultimele 10 ore, să văd, mai ales în Premier League, ce mișcări s-au făcut, dar văd că aici Lenglet stă pe 60 de milioane la Bayern. Jamie Vardy, marele transfer la Liverpool, mare transfer, pentru că într-un fel și merită Vardy, este un jucător foarte bun, corect, tot timpul colgheter în puii mei, da, mișto, păcat că are parcă 33 de ani, ăla este un minus, dar uite aici transfer mare, wow, ce nume are ăsta, Oyarzabal, mă rog, ăsta de la Sociedad, pus 102.000. Mamă, 102 milioane. Mă rog, 103 milioane, mai bine zis, la City. Fuck, câți bani. Da, avem aici un meci cu Liverpool. Cum și spuneam, intrăm în meci, trebuie să jucăm, mai ales că este, desigur, finală de cupă. Măcar o cupă, așa, să începem cum se cuvine, să zic așa, career modul cu o cupă. Aici sunt jucătorii noștri. Așa, își fac și ei încălzirea, pac, pac, țac, țac. La vedem aici pe Thierry Henry acolo, frumos, fain, o coreografie frumos acolo în fundal. Hai, hai că se poate, băieți, lumina e așa la pus, un picuț, într-un fel frumos, dar într-un fel urât pentru mine care joc, dar într-un fel poate frumos pentru voi care vă uitați la video și așa. E mai realistic, e mai poetic, așa și din finala, pac. Fanii sunt pregătiți, cei de la Arsenal am mai câștigat o cupă de nici nu știu de când, se lasă mult, practic au câștigat că, na, de ce suntem noi în această finală, da, hai, trebuie să câștigăm cupa asta și după care sper, desigur, să o duc pe Arsenal acolo, să câștige Premier League-ul, să câștige un Champions League, cred că sunt, bă, de ce bine le joacă ăla, mă, l-ați văzut, și parcă suntem în Europa League, dacă nu mă înșel. Cred că așa a fost și Arsenal în realitate. Deci, o, fază frumoasă, Martinelli! A fost împins acolo, bine, într-adevăr, umăr la umăr. Dar l-a oprit așa din pace, din fugă pe Martinelli. Uite aici, Salah! Prea tare, o centrează Salah. Vedem aici pe Alaba, pasă foarte bună. Către Bellerin, haide băieți, Saka, omul nostru, Aubameyang, uite așa, un true ball, frumos de tot, către Torreira, înapoi la Martinelli, așa, Torreira, uite ce frumos, Aubameyang, gol, nimeni altul decât Aubameyang, deschide scorul aici în minutul 14, după un joc superb acolo de pase, l-am gândit, frumos. Parcă și știam că o să fie golul ăsta, uite așa, pac, pac, uite cum a mers acolo la Torreira și pe care sprintul ăla așa, bum, pe scurt, a lui Aubameyang, n-ai ce, super mișto. Deschidem scorul aici cu Liverpool în marea finală FA Community Shield. Să sperăm, desigur, că vom câștiga încă cu 1-0, nu pot să stau calm în fața unei echipe ca și Liverpool, care față de realitate, sigur, aici este cu lotul complet. În realitate, Liverpool, desigur știți, mă gândesc și voi, dacă nu știți, hai că vă zic eu, a suferit foarte mult Liverpool din cauza accidentărilor. S-a accidentat, după aia ăla, nu are rost să le înșirăm. Ideea este că cea mai mare absență a fost Virgil van Dijk, care, dacă rețin corect, Virgil, cred că a prins în acest an, oare vreo 4 sau maxim 5 meciuri. Gândește, tot sezonul Virgil, puteți să și căutați pe Google dacă nu credeți, a jucat în jur de 4 sau 5 meciuri. Oh! Memphis, aproape să dea gol. Acolo nu poate trebuia să șutezi decât să pasezi, dar ați văzut că ideea n-a fost rea, a ajuns acolo unde trebuia, dar da. Ideea este că tot o atacăm, tot punem presiune pe Liverpool, asta este și ceea ce trebuie, să nu îi lăsăm pe ei să-și dezvolte jocul. Și cât mai multă presiune pe ei, da, mai reușim încă un gol și după care stăm și noi mai chill și relax. Wow, șansă pentru Liverpool, foarte bine acolo Gabriel, dar a ajuns tot la Salah, care ne execută, cum și ziceam, apărarea, nasol, Salah acolo ne execută, cum, doamne, poziție superbă.
Să revedem totuși reluarea fazei. A apărat acolo Gabriel, dar tot a ajuns înapoi la sala și după aceea, totuși, într-o poziție foarte grea, Leno vorba aia, uite, era el acolo cu bara și... Da. Ai, Leno, fii mai atent, te rugăm noi, că știm că Mohamed este, păi Salah. mei, Leno, e un portar foarte bun. Dar, da, neatenția asta, hai, să vedem aici, pac, hai de Aubameyang. Pa, oh, shit. M-am lovit de Ozan Kabak. Robertson pasează înapoi către Wijnaldum. Mă pasă bună către Virgil. Ia uite, uite cum joacă băieții cu apărarea. Au văzut mingile la Virgil? El a lipsit foarte mult de la Liverpool, în realitate. Opa, să nu ne... Hai, băieți, hai, ia o pasă bună. Și cum zici, și ziceam, de fapt, stai că așa că știi că am dat un gol repede și am zis, bă, stai că nu-i de relaxare, că cu Liverpool. Și da, ia uite că am avut dreptate. 1 la 1, meciul încă se joacă, meciul încă este feroce, uite și acum construcția celor de la Liverpool. Ok, Firmino pasă în spate, hai bă, Tierney. Mamă, uite cum și-o format așa un triunghi, știi, și nu știu pe care, ce, cum, că la oricare poate pasa. Damn, când face calculator faza asta de triunghi, e greu câteodată. Hai, du-te, Aubameyang, profită de pace. Ok. Că nimeni în careu. Ah, n-am putut-o centra, că nimeni în careu, ăla vine mai din spate, am zis să pasez. Ok, merg la vestiare, 1-1. Hai să vedem, poate. Mamă, posesie 67% pentru Liverpool. 67 posesie Liverpool. Doamne. Aoleu, din nou aici Liverpool în careul nostru cu foarte mulți jucători. Cum? Cum? Deci stai să vedem noi o reluare mult mai clară, să spun așa. Deci, o pasă bună aici către Wijnaldum. Da, uite aici așa o schimbare inspirată de direcție. Aici a fost apărătorul nostru, sau cred că Thomas este ăsta de fapt, mijlocașul nostru, pe el, nu știu de ce nu s-a gândit să-și pună piciorul în față, asta mi s-a părut un pic ciudat, mai ales așa văzut de sus de aici, da? O decizie eronată a lui Thomas, care ajunge la Firmino, unde, ia uite cum o șutează, foarte bine o șutează, și din nou putem spune că mingea, da. Bă, Leno, bă, deschideți, bă! Bă, de-aia te primesc eu goluri, mă, cu Leno, mă. Bă, prost ăsta și închide ochii, mă. Băi, vedeți? Ai de viață, Leno. Of, Leno, ce portar ești tu dacă închizi ochii la momentele astea, bă. Ah, mi-aduc aminte de când eram, știi, în perioadele alea de școală. Și, na, de multe ori, cred că cumva am mai povestit în alte episoade, de multe ori eram ales să fiu în poartă, având în vedere că eram ăla mai înalt. Pe sistemul ăla, eu eram în poartă. Și, da, știi cum era faza asta? Bă, deschide ochii, bă, nu închide ochii, bă, bă, nu te bă, că tot bombezi. După care, într-adevăr, și eu, chill, pac, uite așa, uite așa. Dar, bă, Leno, mă, bă, Leno, mă, prima oară un gol așa pe lângă bară. Da, aproape de bară. Nu știu cum a primit primul gol, am zis, fie, se mai întâmplă. Golul 2, da. Hai băieți, hai. Hai că nu-i vine alu Leno. Trebuie repede. O, să nu fiu offside. Thomas! Tumă! Gol! Thomas! Este 2 la 2 versus Liverpool. Ăla-i. Repede egalăm. Aia, au fost totul. Repede să egalăm. O pasă bună, dar ce bine s-a demarcat aici Thomas. Bravo, Thomas. Foarte bine te-ai demarcat acolo. Ăla-i. El a făcut acolo diferența. Hai să îl pun pe Aubameyang LV, încă mai are pace și stamina, sigur, și intră la Lacazette acolo în atac, îmi trebuie ceva fresh în atac. Este Martinelli. Aoleu, ultimele minute și ne atacă aici Liverpool, ca noroc că recuperăm repede mingea. Haide, băieți, așa un gol de la miraculos în ultimele minute, știi cum zic? Da.
Fail. Hai băiți, hai bă, bă, să fie extra time. O să fie extra time, cred că. Hai băiți. Bă, nene, mă. Leno, ne-ai cam îngropat meciul ăsta. Da, nu-i problemă, lasă. Mai ai un sezon întreg în fața ta. Sperăm să nu tot îmi faci gafe. Ok. Hai să vedem. Penaltiuri. Bun. Primul gol. Hai să vedem aici. Fabinho. Sta pe centru. Ah, cuscută pe centru. Ok. Aubameyang. Haide că o pișcăm de aici. Bun. Ăla-i. Deja două boabe. Ok, Alaba. Asta e deja aici. Bun, hai că l-am fentat din nou pe Alisson. Aici Salah, cred că în dreapta. Oh, a vrut și scăriță nebunul de Salah. Băi, nu ești un pic cam șmecher? Oi, 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 la gazet. Foarte bine, momentul decisiv, dacă salvezi și pasta, e a noastră cupa. Hai că dăm gol, câștigăm cu gol. Memphis Depay, omul nostru. O, cum îi zboară, că măgăria asta, știi ce, nu risc, dau așa jos, că altfel îmi zboară. Bun! Dumă, cupa este a noastră! Am câștigat cupa la 11 metri și ce frumos! Așa și la 11 metri, pac, pac, știi, meci de la 1 la 1. Frumos tot, așa cu comeback-uri, comeback Liverpool prima oară, după care noi. Uf, chiar mi-a plăcut asta, de fapt, că direct ne-am dus la 11 metri și mi-ar place chiar să opun asta ca opțiune. Bă, vrei în ce puțin în care mod? Vrei să știu și eu să mergi în extra time sau direct 11 metri? Și să lasă o chestie de alegere, că eu cred că tot timpul aș alege 11 metri, măcar scăpăm mai repede. Și da, ia uite, suntem campionii FA Community Shield, prima noastră cupă aici la Arsenal și mai mult că sigur nu va fi nici ultima. E bine, începem cu dreptul aici, career modul nostru la Arsenal, câștigând aici o cupă frumoasă și importantă. Împotriva, desigur, unei echipe incredibil de puternice, care este cotată ca și favorită, desigur, să câștige campionatul. Mă rog, în joc. Știam, trăit acolo o chestie de... Bun, hai să mergem la interviuri. Bine de tot, acolo cum am apărat a lui Salah, pac, am știut eu că o dă în partea aia, pum, și Leno, dar n-am știut că o să facă, Dick Scăriță, deci Salah a zis, bă, săraci ăștia de la Arsenal, nu știu ce, las că le dă Scăriță, îi fac umilință. I-am zis, stai, bă, liniștit, bă, pac, l-am apărat, bine de tot, foarte, foarte bine de tot. Ok, stai să văd chestia asta, să-mi scap de ea. Tot acolo arată cu development. Bun, au mai venit câteva oferte și desigur am mai acceptat ăștia. Hai că prima oară să terminăm. Aș putea cere 13 pe el, ok. Cred că încerc 15, totuși nu așa de rău acest Mari. Hai să vedem. Dați-mi 15 pe el. 15 bețe și ne-am înțeles. 11.200. Mm-hmm. 14. Asta e 14. 11.600. Văd că tot au rămas blocați aici. Hai, încercăm 12 și faza noastră cu 9. Da. Păcat. Ok, asta este, știi cum zic, asta este, nu e o problemă. Dest a acceptat Barcelona 11.5 pentru acest super jucător. Gata, merem la negocieri și l-aducem pe Dest aici la Arsenal. Încă un super transfer aici, beton de tot.
Îmi place, 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 place. Bă, rotation, chiar dacă poate va fi important sau ceva, las să fie rotation. Așa, pe 5 ani. Perfect, let's continue, aia zic și eu. Signing bonus pe chestii de apariții, pe chestii 300, da, hai, bun. Perfect, Dest, bine ai venit la Arsenal. Uf, bun, hai, e beton, am și un râb calitate pură. Avem aici Leno, Real Madrid, desigur, vrea încă 17. Mai avem noi, cam câți bani mai avem noi acolo rămași? Stai să văd. Destul. Hai că luăm și pe Lunin. Mi-ar fi plăcut, știu și eu, să reușesc să fac un schimb cu portarul care l-am eu, dar într-adevăr, ce-ar face Real Madrid cu portarul ăștia care am eu ca rezerve? Dar la fel ai putea zice oare ce face Arsenal cu ăștia ca portar de rezerve. Da. Bă, vi-l dau pe Iliev. Vi-l dau pe Iliev, mă. Un super portar, credeți-mă pe cuvânt, o să vă apre tot. Nu-l vreți pe Iliev. Ok, hai să vedem. 15, hai. Aleluia. That's a more reasonable offer. Ok, 15 bețe pe un portar ca Lunin, e ok, accept. Ne trebuie, clar, ne trebuie neapărat un portar acolo de rezervă, care de obicei îmi place foarte mult portare de rezervă să fie desigur de ăștia cu potențial. Ia uite că acceptă să fie și sporadic, ceea ce este și mai bine. 5 ani, uite așa, foarte bine. Luăm de la Real Madrid, bă, și Barcelona, bă. Chiar mă, cum sună asta ca titlu, a? Transfer de jucători. Unul de la Barcelona, unul de la Real Madrid. Țac, pac, s-au unit aici planetele și au venit doi jucători importanți de la două echipe imense. Uite așa. Bun. Ok, ideea este că este pe drumul cel bun, transferurile frumoase, avem și rezerve. Ce să mai... Mamă, dacă jucători am aici. Uite, bă, câți jucători am, mă, nene, mă. O grămadă. Ok, Lunin, hai să te ducem și pe tine așa, pe aici, știi, să-mi fie portarul de rezervă. Cum stăm în rest, așa, că n-am mai pus. Mai degrabă l-aș pune pe ăsta Nils în locul lui Chaka, că nu cred că o să joc eu cu Chaka. Așa, acum într-adevăr trebuie neapărat să vândă. Acum facem o mică pauză, pauzic, așa, să vedem ce oferte ne mai vine. Vine o ofertă la Barcelona pentru Tierney. Bă, eu v-am zis că vi-l dau pe Kolasinac, mă. Și voi ne-ați zis, nu avem nevoie de jucător pe lângă. Acum îl vreți pe Tierney, bă, vagabunzilor. Nu vi-l dau. Ciudă. Pac. Ok, interest in Mellon de la Crystal Palace, 46 de milioane. Ofertă pentru Bellerin de la Wolfsburg. Bă, nu l-aș da, mai ales că acum ce mi-am luat un râb, dar hai mă să ne ducem, că Bellerin nu mai este ceea ce a fost cândva, mai ales în joc. Eu cam i-s-o cam rupt un picior la Bellerin, săracul. Hai să vedem, aveți ceva interesant? Un Mbambu așa pe schimb. Ce mișto ar fi schimbul ăsta, bă, ar fi super mișto schimbul. Sau ăsta, iarăși tânăr, 20 de ani, are viteză acolo, numai într-adevăr e CB, dar n-ar fi rău. Să stăm pe când Bambur, o să-l ia așa, Tavio, Iter, no. Ce mai aveți voi pe aici așa interesant? Ok, Castles, așa, Striker, film Mehmedi. Ok, bam, bam, bo, așa pe schimb direct, ce ziceți? Schimb pe schimb. Voi mi-l dați pe Mbambu, eu mi-l dau pe Bellerin. Simplu, a? Ok, am încercat. Ok, hai să încercăm iarăși un preț mare. Nu cred că o să plece Bellerin de la noi, dar încercăm. Având în vedere că sunt un jucător cu care nu mi neapărat să-l vând, adică liniștit pot să mă joc un sezon cu el, știi, deci nu-i un stres de la cum a fost cu Luis, în care per final am acceptat oferta care mi-a făcut, am zis, știi ce, ok, du-te.
Dar nu, aici las, că să vină altă echipă, că este cu bani și rezolvăm noi. Ok, match cu West Bromwich Albion. Hai că ne riscăm cu un quick sim, chiar dacă ar trebui sim. Ah, ok, bun. A luat roșu dest, un debut excepțional pentru acest american venit de la Barcelona. Ca noroc că noi câștigăm 3-2 la limită, Aubameyang, Martinelli și încă o dată Aubameyang acolo. Dubla Aubameyang și Martinelli. Da. Mișto. Pui mei. Ok. Kolasinac, desigur, supărat. De ce nu m-a jucat Mister? De ce nu l-am jucat eu? Era acolo, trebuia să joace. Bă, Kolasinac. Stai, mă, la locul tău, bă, nene, mă. Că ești pe transfer list și nu vin ofertele pe tine. Opa, intră Sonny în Dani Ceballos de la Alaves, loan. Știi ce? Lasă să meargă loan la Alaves. Sper să meargă loan la Alaves, că va juca clar acolo. Evoluează și dacă e chiar ceva bun, pac, pac, îl aduc înapoi. Ok, hai că dăm o șansă și lui Lacazette în următorul meci. Ah, cu Brighton, perfect. Hai că o să jucăm titular pe unicul și inegalabilul Lacazette. La casete. Pac. Ok, hai să joace și Saliba în locul ăla. Bun, Lunin, nu avem nevoie mai de tine. Hai că vreau să joace și ăsta. Bun, îl scot pe Torreira să joace un pic și Kang de Zuri. Perfect. Hai, see match. Hai o victorie. Hai o victorie cu Brighton. Da, mă, 1-0 la lui. Dar, hei, e victorie. Martinelli, omul care a dat golul. Beton. Beton. O victorie, o victorie. I'll take it. Și cu un 0, pui mei. Îs fan seria. Știu ce înseamnă. Ok. Așa, să șegem. Hai să vedem. Bă, bine, du-te. Nici nu negocie. Du-te. Foarte puține oferte. Mă așteptam să vină pe Chaka, pe de ăștia, așa. Bine, și oferte mici, știi? Da, de exemplu, pe Chaka, da, hai, mă, un 2 milioane acolo peste suma lui, du-te, știi? Bellerin, pe ăștia așa mai importanță, e și logic și în realitate ar ține Arsenal un pic de preț, poate un pic mai mult. Dar da, în rest, ok, vine un loan plus cu bai. Atunci ce înseamnă că nu vor juca cu el. Lyon, ce atacanță are Lyon? A plecat, parcă a plecat la Dembele la Atletico. Oare? Ia să vedem. Deci, așa. Pac, 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 Lyon. Atacanți. Ce aveți noi așa? Deci este Slimani, da. Rest winger, winger și Toko Ekambi, care iarăși este destul de interesant. Ăsta super mișto așa de viitor, că e și da scout. Și deci singurul lor atacant este Slimani. S-ar putea să fie bun acest loan, dacă stau să mă gândesc. Delegate, doar loan, pe un an. Uite așa, doar loan. Vi-l dau loan. Fără chestii de alea de achiziții. Melon la Barcelona, 55 de milioane. Mamă, ce transfer au făcut Barcelona aici. Ok, intră Son, intră din Boateng. Ok, au acceptat, cred că, da, au acceptat. Ah, nu, e ongoing, pardon. Vine ofertă de loan de la Hellas Verona pentru Nils. Da, mă, la Verona, super, pe 2 ani. Deci, ups, am greșit. Trebuia să intru la negocieri ca să le dau, eu gen 50% din salariu, știi, să fiu sigur că merg acolo. Am stai să vezi că o să vină o fază de aia, știi, și o să zică, a, că broke down, că nu s-a înțeles la salariu, sau mai știu eu ce chestii trestii. Și facem un egal acolo, egal, nu ne prinde tare bine, dar na, asta este. Suntem la Arsenal. Trist. Ok, vine ofertă de la Alaves, pe acest jucător care am primit ofertă și de la Lyon pe un an. Alaves, hai că accept de la amândoi și apoi pe unde vrei tu, du-te, știi ce zic? Accept, accept. Pe unde vrei tu, du-te.
I was disappointed, îmi cer scuze să le bag, chiar na, am dat repede semn, nu m-am gândit că l-aș fi jucat. Ok, Wolves a luat unul, Roberto Lopez, 3 milioane. Ieftin, bă, nene, mă. Ok, transfer, haleluia, hai să mai vedem, deci, pe ăsta, nu, bă, pe ăsta nu-l vând. Willock, el este cam, nu, și dacă ar fi să merg doar lău, nu, nu, să se da de peste, e peste. Ok, zic să oprim aici acest episod, oarecât mai avem din perioada de transferuri. Atât, deci doar că un episod, poate două. Să avem grijă, totul este să mai vindem jucători, că avem un buget de cam 22 de milioane și dacă fac ăla cu salariu, știi, să fie mai mult spre buget 25, să zic dacă scot. Deci în jur de 25 de milioane buget. Bun, hai, ne auzim, numai bine, pa, pa.